Ce a fost mai greu a trecut, sau mai exact, temperaturile extreme au cam trecut. Cea de-a doua lună de iarnă a reușit să îmblânzească gerul încă din prima zi și să ridice mercurul din termometre la valori mai ușor de suportat de corpul uman, după ce în ultimele zile s-au înregistrat și minime de până la minus 27 de grade Celsius noaptea. Vom avea astfel creștere ale temperaturii chiar și cu 5-6 grade de la o zi la alta, astfel că mâine la Giurgiu se vor înregistra maxime de minus 7 grade față de minus 11, cât a fost astăzi cea mai ridicată valoare. Tot de mâine sunt așteptate și ninsorile în cantități destul de mari, mai ales în zona de sud și sud-est a țării, dar din fericire nu însoțite de vânt puternic. Vineri vom avea o maximă de 0 grade, dar este anunțată și ninsoare, iar în weekend temperaturile vor urca chiar până la 4 grade cu plus, motiv pentru care și precipitațiile se pot transforma din ninsoare în lapovițe și chiar ploaie. Pentru această lună, Centrul European pentru Prognoza Vremii estimează că valorile termice vor fi și peste normele climatologice ale acestei perioade, în timp ce cantitățile medii lunare de precipitații vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei zone geografice în această perioadă de referință.